Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi este zi de cardio pentru că o să ne dăm pe Pump Track. Da, nu m-aș fi așteptat un Pump Track în București, dar iată-l, este aici. Este unul micuț, contrapantele sunt micuțe, dar este foarte mișto de antrenament, să învăț să pompez mai bine, pentru că nu mă descurc foarte bine la asta. Și pentru asta sunt astăzi aici, ca să învăț să mă dau mai bine pe Pump Track. Așa că, ce mai pot să zic, hai să dăm drumul la clip. Hai că a venit și Ioana să se dea cu mine. Uhu! Gata, ai obosit? E greu la bătrânețe. Îmi place tricoul tău, ia să vedem. Mulțumesc. Yeah, boy! Dacă vreți și voi, dați-mi un mesaj pe Instagram și se face, nicio problemă. Bun, ia să vedem prima tură. Ne luăm viteză, cam bate vântul astăzi și nu ne ajută. Hop. Iau. Bun, prima tură a fost destul de ok, mai ok decât mă așteptam, doar că problema este că, virgulă, cam bate vântul și asta ne cam oprește să ne luăm viteză, dar ne mai antrenăm, oricum a fost așa tură de încălzire, îi mai dăm și sper că să fie din ce în ce mai bine. Oricum aici, la Pump Track-ul ăsta ai două variante, varianta lungă și varianta scurtă. Varianta scurtă este după tabletop-ul ăsta de aici, poți să faci la dreapta și faci varianta scurtă sau te duci pe drumul ăla acolo în contrapantă și faci varianta lungă. Înțeles că înainte să facă varianta asta lungă era doar partea asta micuță și acum au făcut Pump Track-ul mai mare și mult mai mișto. Hai să-i mai dăm. Tura 2. Hai să iau și varianta scurtă. Ce mică e contrapanta asta de aici. Bun, am făcut o mică pauză de la Pump Track și acum vrem să dăm transfer la tabletop-ul ăsta de aici. Aici este kicker-ul. Acolo este landing-ul și acum vrea să încerce Ioana să exerseze transferul. Mai tare! Și pompează! Practic, ți-am zis că aici, când ajungi exact unde începe kicker-ul, trebuie să pompezi și cu picioarele și cu mâinile și apoi să explodezi în față, știi, cu picioarele. Teoria o știu și eu, dar mai greu cu practica. Hai să vedem ce iese. Hai să vedem prima tură, prima încercare. Un pic nose dive, dar a mers. Deci, da, trebuie să pompești și exact când s-a ridicat roata față trebuie să practic să explodezi în sus și să întinzi picioarele și mâinile și apoi să echilibrezi bicicleta. Trebuie să vii în poziție de atac, știi că dacă vine neutru, nu prea te ajută. Asta am învățat-o și eu recent. Nu prea te ajută dacă vii în poziție neutră, trebuie să vii puțin în poziție de atac, știi, să ai coatele și genunchii moi și exact atunci când ai apropiat, tapești tare în mâini și în picioare. Poziție de atac, apasă tare! Dar nu poți să ridici coatele, nu? Păi da, tu tragi doar de ghidon acum, da, știi? Hai, Ioana! Mai repede, mai tare! Și pompează! Aha, un pic mai bine! Bun, hai să mai vedem încă o încercare de Ioanei, pentru că mai devreme a dat transfer la tabletop-ul ăsta de aici. Să vedem dacă mai poate să-l dea acum, fără presiune, pentru că acum sigur se gândește că, oh my God, mă filmează. I-am zis să nu se gândească că o filmez. Hai să vedem dacă îi mai iese și pe filmare. Bun! Iuhu! Yeah. A reușit! Un pic acolo. Bravo! Ai obosit? Bună ziua, nu vă supărați, aveți 2 minute să vorbim despre Domnul nostru și să nu scrieți spam. Wow! Intru prea tare în curba asta de aici. Știu, păntrapantele sunt foarte mici, dar dacă intri cu viteză poți să ieși în decor super ușor. Ar trebui puțin înălțate, pentru că altfel, na. Asta mă deranjează și pe mine. Da. Dar e un pump track foarte mișto așa de antrenament, de cardio. Doar că ar fi putut să fie un pic mai bine. Bun, ultima tură de pump track. E nașpa că nu poți să-ți iei foarte multă viteză pentru că contrapantele sunt mici cum e asta. Trebuie să pui frână și îți pierzi toată viteza. De aici vine partea cea mai mișto, practic. Dar din nou nu poți să ai multă viteză, este contrapanta mică. Aici dăm la pedale, frână căna. Și aici pompăm. Bun, cam asta a fost videoul de azi. A fost o zi foarte, foarte mișto. Este ora, cred că ora 4. Suntem rupte de oboseală, pentru că astăzi chiar ne-am dat și te super mega obosește pump track-ul. Este super workout. Și noi nici nu suntem prea obișnuite pentru că nu prea avem pump track pe aici prin București. E mai pe low budget oricum. Da, exact. Dar e mișto că există și este super în antrenament. Cum zicea Ioana, ni s-a rupt macaroana. Și vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la mine. Sper că v-a plăcut și Ioana astăzi a învățat să sară. Felicitări, Ioana! Iuhu! Baby step! Yeah! Și sper că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare, ca de obicei. Pa! Ce zic eu? Și, eu zic să vă luați tricou de la fată, să-i dați mesaj pe Insta. Și să luați tricoul, că sunt blană de dat. La munte. Măi leu! Se sperie și ursul de ele. Exact. Bun. Stay active. Ne vedem data viitoare. Pa!